Vântul schimbărilor a atins și Spitalul Municipal de Urgență Roman. Doctorul Gabriela Popovici a luat fotoliul de director medical celui care l-a deținut până la data de 15 mai, doctorul Ionel Țubucanu. A fost înlocuit și directorul de îngrijiri, Toader Cărpuș, cu Elena Chirilă. Pe domeniul financiar contabil a fost numită Magda Grosu. Singurul care și-a păstrat funcția este directorul administrativ Constantin Zavalichi. Dr. Gabriela Popovici a luat fotoliul de director medical deținut până la 15 mai de Ionel Țubucanu. A fost înlocuit și directorul de îngrijiri Toader Cărpuș cu Elena Chirilă. Pe financiar contabil a fost numită Magda Grosu. Singurul care și-a păstrat funcția este directorul administrativ Constantin Zavalichi. Au venit de la minister fiind transmise în baza legii numărul 95 din 2006. Articolele 178 și 179 sunt articole prin care se aprobă pentru Spitalul Municipal Roman componența comitetului director în următoarele funcții: ca director medical dr. Popovici Gabriela, ca director de îngrijiri doamna asistentă Elena Chirilă, ca director financiar contabil doamna economistă Magda Grosu, iar ca director administrativ rămâne domnul inginer Zavalichi Constantin. Considerăm că este momentul să ne apucăm de treabă și așteptăm să fim convocați în cursul zilei de astăzi, să vedem sarcinile care ne se revin, contractul cu domnul manager, fișa postului, ca să știm fiecare care ne sunt sectoarele de activitate și atribuțiile pe care le avem. Comitetul director urmează să se întâlnească și să stabilească o strategie de conducere. Urmează ca într-un viitor foarte apropiat, într-o conferință de presă, să vă dăm amănunte despre planurile de viitor, despre ceea ce s-a făcut până acum la spital, ceea ce avem de gând să facem de acum înainte. Și sperăm din tot sufletul să fie bine, să fie o colaborare foarte bună în cadrul comitetului director și o colaborare foarte bună cu ceilalți medici ai spitalului. Mă refer și la, în primul rând, la șefii de secție, pentru că Consiliul Profesional rămâne ca una din forumurile tutelare ale spitalului. Și sperăm ca toată lumea să fie mulțumită. Pentru că din funcția nou primită nu poate să conducă și sindicatul, întrucât funcția prezentă a fost aprobată în regim de interimat, în cursul ședinței de ieri, într-un fel, am anticipat și în urma adunării generale a sindicatului SINMED, am ales ca lider interimar doamna doctor Mariana Farcaș, medic primar ginecolog, care făcea parte din biroul executiv în funcția de trezorier și care îmi va ține locul pe perioada cât voi fi director medical.